În episodul de azi voi face un update al situației din Turcia, deoarece au apărut elemente noi care, în opinia mea, arată situația disperată a țării și disperarea guvernului pentru a reuși să readucă situația sub control. Sunt Dr. Chip, bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu. Vă rog să vă abonați dacă încă deja n-ați făcut-o, să dați click pe clopoțel pentru a primi notificarea de câte ori postez un clip nou, să dați un like și un share, m-ar ajuta foarte mult. În episodul anterior, în care am vorbit despre situația din Turcia, v-am prezentat măsurile pe care guvernul turc și Banca Centrală le-au luat pentru a opri devalorizarea lirei. Fac o scurtă recapitulare a acestora. Este vorba despre schema de garantare a depozitelor cu durata între 3 și 12 luni, prin care cei care schimbau valuta, dolari, euro, în lire și le depuneau în aceste depozite, aveau garantat la finalul la scadență în lire valoarea la cursul dolarului de la data scadenței, plus o dobândă mai mare cu 3% față de dobânda oficială. A doua măsură a fost obligarea companiilor exportatoare de a schimba în lire 25% din valuta încasată, ceea ce produce mari dezavantaje acestor firme, mari probleme pe termen mediu și lung, dar guvernul vrea să rezolve o situație pe termen scurt. Iar a treia măsură a fost presiunea pe care guvernul și Banca Centrală le exercită asupra băncilor, pentru ca acestea să-și determine clienții să schimbe în lire cel puțin 10% din valoarea depozitelor în valută, iar depozitele care nu ating acest prag la scadență urmează să fie penalizate cu 1,5% din valoarea depozitului. Fiecare angajat al băncilor a primit target pentru a realiza acest obiectiv al guvernului. Deci, aceste trei măsuri, în opinia mea, arătau un anumit nivel de disperare al guvernului, dar nu s-a oprit aici. Pentru că lira este sub o mare presiune, iar guvernul are o mare nevoie de valută. Numai în luna decembrie, de exemplu, Banca Centrală a cheltuit 7,5 miliarde de dolari pentru a susține cursul lirei, iar guvernul a plătit 3 miliarde de dolari pentru importul de gaze. În luna ianuarie, cursul s-a menținut relativ constant la 13,5-13,6 lire pentru un dolar, specialiștii estimând că Banca Centrală a avut intervenții pe piața valutară, chiar dacă nu le-a anunțat. Ei cred că banca a cheltuit undeva la 3-4 miliarde de dolari în cursul lunii ianuarie pentru menținerea cursului. Iar nivelul rezervelor valutare ale băncii centrale au scăzut la un nivel foarte mic, anume la 7,5 miliarde de dolari, ceea ce pentru o țară ca Turcia este foarte puțin. În aceste condiții, guvernul a anunțat o măsură extremă. A făcut apel la populație să-și vândă contra lire aurul personal, bijuteriile personale. Se estimează că turcii dețin bijuterii în valoare de 250 de miliarde de dolari. Prin acest apel, guvernul speră să atragă 10% din această valoare, adică 25 de miliarde de dolari, ceea ce, chiar dacă a reuși, reprezintă o sumă mică în raport cu necesitățile Turciei. Deci ar acoperi, ar prelungi această situație cu 3-4 luni. Până la momentul în care Turcia rămâne practic fără rezerve valutare. Dacă se continuă acest trend de apărare a lirei, de import al gazelor, sigur, o să vină primăvara, vremea se încălzește și e posibil ca necesitățile de gaze să crească, dar având în vedere faptul că cea mai mare parte a electricității Turciei este produsă în centrale pe gaz, nu cred că va scădea suficient de mult acest consum încât să nu mai conteze, încât valoarea lui să fie mult, mult mai mică. Deci, această măsură mi se pare o măsură extremă care arată nivelul de disperare al guvernului. Dacă aceasta nu reușește, probabil că cea mai rămas ca măsură de ultimă instanță ar fi obligarea cetățenilor să-și vândă bijuteriile, ceea ce nu văd cum ar putea o realiza. Efortul logistic pe care îl presupune vânzarea către stat a bijuteriilor personale este foarte mare. Guvernul a făcut deja
contracte cu 5 topitorii pentru ca acestea să preia bijuteriile și să le topească, transformându-le în lingouri pentru rezerva băncii centrale. Și de asemenea a făcut contracte cu 30.000 de magazine de bijuterii care să fie puncte de colectare. Acolo să fie punctul în care populația dă bijuteriile și încasează bani. În acest timp, climatul social se deteriorează, au început să apară greve, cum ar fi cea din învățământ, prin care populația, angajații cer salarii mai mari care să țină pasul cu inflația din ce în ce mai mare. În ultimele 12 luni, aceasta a atins nivelul de 50%. Un nivel foarte, foarte ridicat. Un alt element care ne indică starea economiei Turciei este măsura anunțată de Ministrul Finanțelor de a reduce TVA-ul la alimente de la 8% la 1%. Este o mișcare interesantă, dar care, în opinia mea, nu este suficientă. Adică la o inflație de 50%, la alimente posibil să prețurile să fi crescut chiar mai mult, o reducere a TVA-ului cu 7 puncte procentuale, sigur, poate reduce prețurile, dar nu într-o măsură semnificativă. Fiind conștient de acest lucru, președintele Erdogan le-a cerut producătorilor de alimente să-și scadă prețurile, să scadă prețurile la alimente. Având în vedere că industria alimentară funcționează în general cu marje mici de profit, este imposibil ca prețul alimentelor să scadă la producător, pentru că aceștia ar risca să intre pe pierdere. Singura posibilitate pentru a reduce prețurile și a rămâne totuși cât de cât profitabil ar fi reducerea cheltuielor, iar această reducere cel mai lesne de făcut este prin concedierea angajaților, ceea ce nu ar face decât să crească șomajul, iar o povară pe umerii economiei turcești. Dar se pare că autoritățile, guvernul, Banca Centrală, președintele, au în vedere rezolvarea situației pe termen scurt. Oprirea devalorizării lirei și diminuarea inflației. Asta în condițiile în care se încăpățânează, aș putea spune, să continue politica de reducere a dobânzilor. Ministrul de Finanțe chiar a anunțat că această politică va continua cu o scădere graduală a dobânzilor, ceea ce nu va face decât să pună presiune pe liră, deci pe cursul de schimb și pe inflație. În plus, față de toate aceste măsuri, președintele Erdogan întărește și măsurile represive. Astfel, la finalul lunii ianuarie, a fost arestată o jurnalistă foarte cunoscută și foarte populară, Sedef Kabash, deoarece pe 14 ianuarie, fiind invitată la o emisiune de televiziune, aceasta, printre altele, a spus două proverbe, unul fiind: te aștepți ca un cap încoronat să devină mai înțelept, dar a completat ea, vedem că nu este cazul. Iar al doilea: dacă un taur intră într-un palat, nu devine rege, ci palatul devine grajd. În plus, după emisiune, a și pus pe Twitter aceste două proverbe, ceea ce se pare că l-a înfuriat foarte tare pe Erdogan, deoarece purtătoarea sa de cuvânt a spus că jurnalista a avut o atitudine irresponsabilă și a răspândit ura, referindu-se la postările pe Twitter, iar președintele Erdogan a spus că arestarea ei nu are nimic de a face cu libertatea cuvântului, ci prin faptul că ea a făcut o comparație între Casa Națiunii, adică Palatul Prezidențial în care locuiește Erdogan, și un grajd, nu face decât să jignească poporul turc. Ea a fost arestată inițial sub acuzația de insulta președintelui, care, conform legilor Turciei, se pedepsește cu închisoarea de până la 4 ani, dar ulterior s-au adăugat alte două acuzații de insultă la adresa unor miniștri, ceea ce face ca pedeapsa maximă să urce la 11 ani. Ea mai fusese arestată odată în 2015 pentru același gen de acuzații și primise o condamnare de 11 luni cu suspendare. Deci asta nu face, deci noile acuzații nu fac decât să-i îngreuneze situația. Iată deci că în Turcia se conturează o perspectivă sumbră, atât din punct de vedere economic, financiar, cât și din punct de vedere social, din punct de vedere politic, din punct de vedere al democrației, atâta cât mai este aceasta. Voi ce ziceți? În ce direcție va evolua Turcia? Vă aștept în comentarii cu opiniile voastre, părerile voastre. Chiar sunt foarte curios ce părere aveți. Unde se îndreaptă Turcia? Vă mulțumesc și pe data viitoare!